Grand Theft Auto, prescurtat GTA, este o serie a unui joc de acțiune aventuroasă, disponibil pe PC, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 și 4, respectiv Xbox, Xbox One, Android, iOS, dezvoltată de Rockstar Games. Grand Theft Auto este primul titlu din seria GTA a lui Rockstar. Anul de lansare a fost 1997, platformă DOS 6, Microsoft Windows, PlayStation 1 și Game Boy. Locațiile au fost Liberty City, San Andreas și Vice City. Motorul grafic pentru GTA 1 a fost 2D. Stadiul actual. Jocul este gratis, se poate downloada de pe site-ul www.rockstar.com. Grand Theft Auto 2 este al doilea titlu din seria GTA. Acest joc a fost lansat în anul 1999 pe platformele Microsoft, Windows, PlayStation 1 și Game Boy. Locațiile acestui joc au fost Industrial Arena, Residential Arena, toate fictive. Motorul grafic a fost 2D, adică la fel ca primul joc din seria GTA. Stadiul actual. Jocul este gratis și se poate descărca de pe site-ul www.rockstar.com. Personajul principal este Claudius Speed. Rockstar sugerează că acțiunea se petrece undeva prin viitor, adică 2013. Grand Theft Auto 3 este al treilea titlu din serie GTA. Anul lansării a fost 22 octombrie 2001 pe platformele Microsoft, Windows, PlayStation 2, PlayStation 4. Locațiile acestui joc au fost Liberty City, parodia orașului New York, compus din trei insule principale. Motorul grafic era 3D, iar acest joc a revoluționat gamingul din acea perioadă, urmând ca toate jocurile din seria GTA să fie 3D. Stadul actual se găsește de cumpărat în toată lumea, iar personajul principal e la Claudius Speed. Acțiunea se petrece în anul 2001. Din GTA 3 s-au ramificat alte jocuri. Grand Theft Auto Vice City este un joc de tipul open world realizat de Rockstar NORG și publicat pe Rockstar Games. Este al doilea joc 3D din seria GTA și al șaselea din seria per total. A debutat în America de Nord pe PlayStation 2 la data de 2 octombrie 2002. Atmosfera din Vice City este în mare parte inspirată din cultura americanilor 1980. Acțiunea jocului se petrece în anul 1986 în orașul fictiv Vice City, parodia orașului Miami. Povestea se învârte în jurul protagonismului Tommy Vercetti. După o afacere cu droguri care a eșuat, Tommy își începe aventura căutând să pedepsească pe cei responsabili de asta. Bun, deci cam atât cu acest episod, oameni buni. Știu că nu am enumerat toate jocurile video din seria GTA, pentru că sunt mult prea multe. Iar din acest motiv voi mai face încă un episod, așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! We'll be right back.